Maramureșul este una dintre destinațiile căutate de turiști de Crăciun și Revelion. Pensiunile și hotelurile din județ au pregătit pachete diversificate pentru aceste sărbători. Față de anul trecut, tarifele au crescut cu aproape 10%, dar cu toate acestea sunt foarte multe solicitări. Pentru un pachet de Crăciun de 4 zile, care cuprinde cazare și masă, turiștii vor achita între 400 și 600 de lei de persoană pe noapte. Aceștia vor beneficia de masă tradițională, focuri de tabără și vor participa la jocurile populare tradiționale. Dacă ne referim la oferta Revelion 2020, prețurile sunt cuprinse între 450 și chiar 700 de lei pe noapte, în funcție de locația aleasă și serviciile dorite. Sunt și pachete all-inclusiv care cuprind atât Crăciunul cât și Revelionul, cu prețuri între 1800 și 3000 de lei pe sejur, cu vizite la diverse obiective turistice și petreceri tradiționale. Cei care ajung în Maramureș vor avea de asemenea acces și la pârtile de schi.